Salutare tuturor și bine ați revenit la Școala de Cripto. Revin cu noutăți, noi update-uri practic legate de piața cripto. Din păcate, în continuare, update-uri negative, pentru că asta avem la momentul actual. Printre altele, avem și foarte multe lucruri pozitive care se întâmplă pe de altă parte, dar momentan focusul este cele mai importante lucruri și cele mai multe știri sunt în legătură cu evenimentele, cel puțin, mă rog, evenimentul din ultimele 4 zile, 5 zile, ok, cam de pe 6 a început tot acest război dintre Binance și FTX și practic, hai să vedem cum arată piața cripto în momentul actual. Arată destul de grav. Cam acum 5-6 ore părea, până acum 5-6 ore părea că este ok, că începe să recupereze un pic de teren, pentru că ieri au fost prezentate practic datele legate de inflație în Statele Unite ale Americii. Totul părea, adică pare bine, cel puțin partea de Statele Unite ale Americii. Indicatorul, da, inflație CPI-ul pare ok, inflația acolo pare că scade, de-aia am avut și acest pump ieri pe BTC, dar și pe întreaga piață cripto de, nu știu, 12%, 15% cât a fost ieri. Până mai acum 5 ore, totul, 5-6 ore, era totul cât de cât ok. Începeam să recuperăm un pic această zonă, cel puțin ajunsesem la acest nivel de 17.500, 17.600, zonă de rezistență foarte importantă la momentul actual, anterior, practic fusese un suport foarte important pentru Bitcoin, pe care l-a pierdut în momentul în care cei de la FTX au oprit toate retragerile, pentru că după ce CZ a publicat pe Twitter faptul că el va lichida, da, prin Binance toate unitățile de FTT, adică practic toate unitățile pe care Binance le deținea de FTT, le va lichida, le va vinde practic și a spus inițial că pe decursul a câtorva luni, pentru că nu există foarte multă lichiditate pe piață și ca să nu afecteze foarte mult piața și așa mai departe, pentru că ei aveau undeva la cei de la Binance aveau undeva 23 de milioane de unități de FTT, ca să vă dați seama ce însemna și ce înseamnă 23 de milioane de unități de FTT, ne ducem pe CoinMarketCap și căutăm FTT să vedem dacă ne dă ceva. Pardon, haideți să căutăm din nou. FTT, 23 de milioane de unități, însemna practic undeva la 18% din circulating supply-ul actual, 17-18% ceva de genul sau mai puțin, nu știu exact, dar la momentul actual avem 133 de milioane de FTT da, în circulație și el, mă rog, Binance, deținea undeva la 23 de milioane de unități din această criptomonedă care aparținea proiectului FTX Token. Acest proiect cripto, practic deținând, să spunem așa, criptomoneda platformei de tranzacționare cripto FTX, da, care la momentul acela, pe 6 noiembrie, 6 noiembrie 2022, practic avea o capitalizare de piață cam de 10 ori mai mare decât ce avem la momentul prezent, deci undeva la 3 miliarde, cam așa, 3 miliarde, 3 miliarde și un pic de dolari, iar acele 23 de milioane de unități de FTT practic valorau la momentul acela, nu acum, pentru că acum prețul este de 2,64 de dolari și market cap-ul este de 351 de milioane de dolari, deci nu mai are o capitalizare de piață de 3 miliarde, peste 3 miliarde, ci mult mai puțin și prețul, desigur, că a scăzut și el în dependență, pentru că depinde foarte mult prețul de capitalizare de piață, mă rog, este un calcul, se calculează practic, mi se pare market cap-ul împărțit la circulating supply și îți dă, să vedem că avem aici și aici, market cap egal current price x circulating supply, deci practic prețul ori circulating supply, da? Deci 2,64 de dolari ori 133 de milioane de FTT. Și aici ne dă market cap-ul, cam asta ar fi market cap la momentul actual. La momentul acela, foarte probabil că au dumpat, au vândut, au lichidat destul de multe unități din acele 23 de milioane de unități pe care le aveau la momentul acela, cum cred că nu mai au mai nimic, probabil au vândut între timp tot cei de la Binance. Da? Și toată lumea era oarecum panicată.
în special cei care aveau criptomonede, da, și monede fiat pe FTX și au început să retragă, să retragă, să retragă. Sam Bankman-Fried la momentul acela a publicat pe Twitter un tweet în care practic el spunea: stați liniștiți, totul este bine, toate aseturile sunt în regulă, avem lichiditate pentru toată lumea, nu e nicio problemă, iar mai apoi, da, nu știu dacă la câteva ore sau ziua următoare, dar ceva de genul, practic a oprit toate retragerile pentru că, ce să vezi, nu mai aveau lichiditate. Erau disperați, nu mai aveau lichiditate și au început să ceară ajutorul și s-au dus direct la cine? Păi exact la cei cu care aveau acest război, la Binance, da? La CZ, a cerut ajutorul, i-a spus: uite, noi avem o problemă pe FTX.com, platforma principală, avem o problemă cu lichiditatea, dacă vrei, cumperi tu această platformă și furnizezi tu lichiditatea de care mai ai nevoie pentru a acoperi, da, toate datorile pe care le avem către persoanele care au criptomonede pe platforma noastră, pentru că noi nu avem de unde să le mai dăm aceste criptomonede, nu mai avem lichiditate la momentul actual. Noi însă rămânem cu FTX.us, da? Deci FTX-ul partea de Statele Unite Americii. Și inițial CZ a spus: vom vedea ce se va întâmpla, foarte e posibil să cumpărăm FTX-ul, da, FTX.com, dar să vedem întâi cum stați voi pe partea contabilă, pe partea financiară și așa mai departe. După ce au făcut o mică cercetare, o mică investigație, da, să vadă ce se întâmplă în cazul FTX, practic au văzut că aceștia au datorii foarte mari și că nu ar putea, adică, sau cel, cred că ar fi putut să acopere acele datorii pe care cei de la FTX le au, dar nu au vrut să plătească de la ei, da, pe degeaba, undeva la 10 miliarde de dolari. 10 miliarde de dolari, o sumă foarte, foarte, foarte mare, chiar și pentru Binance să-i dea așa, doar pentru că Sam Bankman-Fried și echipa sa, practic, nu au fost atenți, au făcut, mă rog, povestea e mai complicată pentru că Sam Bankman-Fried și echipa sa, mă rog, cele mai importante persoane de acolo, practic au transferat din FTX, din fondurile utilizatorilor, care la momentul acela undeva la 16 miliarde de dolari, cam 10 miliarde din acele 16 miliarde fuseseră transferate către Alameda Research, practic compania care era administrată tot, practic aparținea tot lui Sam Bankman-Fried, ok? Și aceștia au pierdut mare parte din acei bani în traduri, da? Pentru că era un fond de investiții și o companie care practic se ocupa de traduri pe piața cripto și mare parte din acei bani i-au pierdut. Așadar, Alameda Research avea o datorie la momentul acela de undeva la 10 miliarde de dolari către FTX, FTX nemai putând apoi, desigur, furniza lichiditate utilizatorilor, a trebuit să oprească retragerile, cel puțin la momentul acela. Da? Și acest lucru, practic, a dus la o scădere a prețului FTT, pentru că majoritatea începuseră să, mă rog, majoritatea, o grămadă de persoane și traderi experimentați începuseră să shorteze FTT-ul foarte mult și să vândă aceste, și cei care au speriați deținătorii de FTT să vândă acest token, așadar ducând în cap prețul FTT, care ieri sau alaltă, nu mai știu când, ajunsese la bottom, mă rog, la cel mai mic nivel de preț, undeva la un dolar și ceva. Ok, deci foarte, foarte puțin comparativ cu cât l-am avut aici, de exemplu, acum câteva zile la 22-23 de dolari. Da? Și tot acest lucru a dus și piața cripto, toate, majoritatea criptomonedelor le-au dus pe roșu, da? Foarte mulți și-au pierdut încrederea, foarte mulți și-au pierdut fondurile, da? Și foarte multe criptomonede, majoritatea, au început să scadă la acel moment. Ca mai apoi, ieri, să avem un mic pump, o recuperare pe fondul, pe urma faptului că CPI-ul a început să
scadă. Deci, practic, inflația din Statele Unite ale Americii a început să scadă și am avut, asta a fost o știre excelentă și pentru piața cripto și pentru piața bursieră. Ok? Și am avut acest pump. Acum, din nou, un dump. De ce acest dump? De ce acest dump? Pentru că, haideți întâi să vedem, deci Sam Bankman-Fried avea nevoie de undeva 9,4 miliarde de dolari pentru a salva FTX-ul, pentru că, ce să vezi, după cum am spus, a împrumutat, da, a împrumutat celor de la Alameda Research, practic tot compania sa, condusă tot de, spun așa, prieteni de ai săi și așa mai departe. De fapt, avea pus acolo ca și, să vedem dacă găsesc, ca și CEO, practic pe această Yeah, absolutely. Pulling off persoană, my math degree. stați un pic, pe această persoană pe care puteți vedea în acest video, cea de la mijloc, aceasta era CEO-ul, deci practic persoana, directorul executiv, să spunem așa, pus de Sam Bankman-Fried în fruntea Alameda, da? O persoană, cel puțin din cât am văzut în acest video, care nu prea are treabă foarte mult cu trading-ul, ok? Și care a pierdut că ea, că anumiți angajați și mai departe au pierdut foarte, foarte mulți bani. Așa de mulți bani încât practic aveau datorii de 10 miliarde de dolari la FTX. Acele 10 miliarde de dolari erau desigur luate din banii utilizatorilor. Ok, iar apoi, ce să vezi, Sam Bankman-Fried. Și încă ceva, mă rog, astea sunt zvonuri, nu știu dacă este 100% sigur, dar se spune că această persoană, da, această fată, această femeie, fusese, sau, mă rog, se spunea că ar fi fost iubita lui Sam Bankman-Fried în trecut sau că își dădea întâlniri cu ea și așa mai departe. Bun, asta o chestie pe lângă. Și Sam Bankman-Fried căuta la momentul acela, fiind practic ieri, da? Ieri și alaltă, început să caute foarte, foarte disperat fonduri, da? De la investitori, mă rog, de la investitori instituționali în general, ca să-i salveze practic proiectul, să salveze FTX-ul. Avea nevoie de 9,4 miliarde de dolari, da? Ceea ce este o sumă uriașă, dacă nici măcar cei de la bani nu s-au băgat, nu știu ce speranță avea el de la alte companii mai mici sau de la alte persoane, precum de exemplu a fost, cum se numește, că nu mai găsesc Justin Sun, unde ești Justin Sun, că nu te găsesc. SBF, 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 CZ, nu mai găsesc pe SBF, nu mai găsesc pe SBF, pardon, pe Justin Sun. Da, aici. Ok, deci Justin Sun, da, fondatorul proiectului Tron, fondatorul proiectului USDD și așa mai departe, sunt mai multe. Și acesta are o avere considerabilă, are proiecte destul de importante pe partea asta de cripto, dar acesta cred că a intrat în acest joc așa pe final, doar pentru a... Aș face un pic de publicitate, să-și mai aducă aminte un pic lumea din cripto de el, pentru că lumea cam uitase de el, de Justin Sun, în ultima perioadă. Așadar, ce a făcut a zis că noi îl vom susține pe Sam Bankman-Fried și practic îl vom ajuta, îi vom furniza ceva lichiditate ca să repornească retragerile de pe FTX, de pe FTX.com, pardon. Și practic a făcut acest lucru pentru inițial pentru TRX practic. Și apoi pentru diferite alte criptomonede gen BTT-ul, da, SAN, acestea de aici, TRX, BTT, JST, SAN și HT și USDD mi se pare. Ok, USDD-ul fiind stablecoin-ul celor de la Tron, să spunem așa. Mă rog, tot un proiect creat de Justin Sun. Ok. Și cam atât, dar mai mult de atât nu a făcut, nu l-a sprijinit și pentru a putea ne furniza suficientă lichiditate ca să poată el să reia toate retragerile pentru orice tip de criptomonedă, da? Deci nu a reactivat retragerile pentru Bitcoin, nu pentru ETH, nu pentru USDC, nu pentru USDT, nu pentru XMR și așa mai departe, doar pentru astea de aici care îi aparțineau, erau proiecte ale lui Justin Sun, așa, și-a mai adus și lumea aminte de el. Dar între timp,
Între timp, ce să vezi, exchange-ul FTX începuse să fie investigat, da, de instituții de reglementare în Statele Unite ale Americii. Aici vorbim practic de SEC, da, US Securities and Exchange Commission, practic Comisia de Bursă și Valori din Statele Unite ale Americii, și de Commodity Futures Trading Commission, da, deci practic același lucru, dar pe partea de contracte futures, ok, CFTC-ul. Și în plus, hai să vedem dacă mai găsim, aici început să fie investigat și de Departamentul de Justiție din Statele Unite ale Americii. Vom vedea totuși cum se va finaliza acest lucru pentru să bem în frig, pentru că dacă nu ajunge la pușcărie, investitorii care și-au pierdut banii în FTX vor fi foarte furioși, foarte, foarte, foarte furioși. Da. Aici, ce vedem? Ce vedem? Avem pe 10 noiembrie, practic un tweet al lui Sam Bankman-Fried, deci practic de ieri, în care ne spune că își cere scuze și că a stricat totul. I fucked up, mă rog, asta ar fi... Ok, hai să o traducem așa. Am stricat totul, da, să o traducem așa. Și că ar fi putut să facă mai bine, ca să nu se ajungă la această situație, să oprească retragerile și așa mai departe, și să ceară în mod disperat pe la diferite persoane, de diferite companii și așa mai departe, bani, lichiditate pentru a putea furniza această lichiditate către utilizatorii FTX. Așadar, aici ne spune așa că ar fi trebuit să comunice mai mult, să fie mai transparent, da, cu utilizatorii FTX, că practic acest lucru afectează doar FTX International, da, adică FTX.com și nu FTX.us, ok? Ia să vedem ce mai spune aici. Mă rog, aici ne spune practic că risk managementul pe care l-a făcut nu a fost bun. A luat decizia iurea, gen să facă acel împrumut către Alameda Research de 10 miliarde de dolari, 10 din cele 16 miliarde pe care utilizatorii aveau pe FTX, utilizatorii FTX, ok? Deci nu erau banii lui Sam Bankman-Fried, ok? Și așa ne aflăm la acest moment. Nu e nimic bine și e toată vina mea. E doar vina mea, îmi pare rău. Spune foarte mult, îmi pare rău, îmi pare rău, și după aia spune anyway. Gen, oricum. Momentul actual, prioritatea mea numărul 1 este practic, ne spune practic că prioritatea sa numărul 1 este să dea banii utilizatorilor înapoi. Ok? Practic să adune de undeva aceste 9,4 miliarde de dolari și să le dea utilizatorilor cei care vor să își retragă practic criptomonede și monede fiat de pe FTX. Ok, ne mai spune aici la final ceva interesant. Să vedem dacă găsesc. Așa, ne spune așa. Acest lucru este valabil doar pentru FTX International, da? Doar FTX International, adică FTX.com, a fost afectat de acest lucru și că nu sunt probleme parte de lichiditate pentru FTX.us. Da? Deci FTX-ul pentru Statele Unite ale Americii. Deci așa, este 100% lichid. Fiecare utilizator poate să retragă toate criptomonedele pe care le are și toate monedele fiat. Ok? Și aici ne mai spune așa, ar fi spus câte ceva mai mult, anumite lucruri mai în detaliu legate de un partener de sparring, de antrenament. Mă rog, ăsta ar fi gen în ghilimele, spune aici, so to speak. Aici face referire la CZ. Probabil știe ceva mai multe chestii nașpa despre CZ pe care le-ar fi spus. Și în final ne spune, practic, adică îi spune lui CZ, well played you on. Bine jucat, ai câștigat. Ok? Din nou, la final, își cere scuze și să vedeți ce se întâmplă mai apoi, pe 11 noiembrie. Adică astăzi, stați un pic să vedem dacă găsesc. Aici tot pe 10 ne spunea el practic că încearcă să găsească lichiditate, să găsească investitori, să găsească companii care furnizeze lichiditate către FTX.
Aici din nou Justin Sun, care gata sară în ajutorul lui Sam Bankman-Fried să-i furnizeze lichiditate, dar a furnizat lichiditate doar pentru criptomonedele sale. Și ce să vezi, acum 2 ore, comunicat de presă al FTX, comunicat de presă oficial, da? Vedem aici FTX bifă, FTX official, da? Deci practic contul oficial al FTX. Comunicat de presă prin care ni se spune ce? Că practic FTX și FTX la modul general, aici vorbim și FTX.com, dar și FTX.us, da? Deci practic FTX.us, FTX.com, Alameda Research și alte 130 de companii afiliate, da? Care făceau parte din grupul așa numit FTX Group, au declarat faliment. Declară faliment. Astăzi, pe 11 noiembrie, la o zi după ce spunea, ce ne spunea el aici? Pe 10. Ne spunea practic că FTX.us n-are nicio treabă, totul lichid, 100% lichid, nu avem probleme. Nu avem probleme. Fiecare persoană poate să-și retragă toți banii, este totul lichid și doar mai caut și eu acum niște lichiditate pe la diferite persoane, pe la diferite companii, fonduri de investiții, așa mai departe. Și ia uitați ce a făcut el între timp, da? Practic, CEO la momentul actual nu mai este Sam Bankman-Fried la FTX. Acesta a demisionat cum ar veni și l-a pus în locul său pe John J. Ray al treilea, da? Ca CEO la FTX Group. Și prin acesta, prin John J. Ray al treilea, s-a declarat faliment pentru tot acest grup FTX, care îngloba, desigur, FTX.us, FTX.com, Alameda Research și alte 130, de fapt aș spune eu, 100, și alte 100, da, e corect aici, și alte 130 de companii afiliate, plus West Realm Shares Services Inc. Deci, practic, West Realm Shares Services Inc. era FTX US. FTX Trading LTD, FTX.com era, acesta West Realm era FTX US, deci 2, Alameda Research 3 și aproximativ alte 130 de companii afiliate, 131 pentru că au fost în total 134 cele care au declarat faliment din acest grup, FTX Group. Vi le voi arăta pe toate într-un videoclip separat pentru că este foarte probabil să aveți ceva fonduri sau să fi investit în unele din acele companii și mai ok să știți de pe acum. Încă un lucru important, BlockFi, cei care aveți fonduri pe BlockFi, atenție mare pentru că și aceia au blocat toate retragerile, dar lumea nu mai poate să retragă fonduri de pe BlockFi pentru că cei de la BlockFi depindeau foarte mult de cei de la FTX pentru că aveau fondurile lor în custodia celor de la FTX. Așadar, în curând vom vedea probabil și BlockFi-ul că declară faliment. Cam asta la momentul actual. Ar mai fi multe de spus. Deja 23 de minute de video. Da, sunt foarte, foarte multe alte lucruri de spus. Voi încerca să le iau unul câte unul și să încerc să le explic ca să înțeleagă toată lumea. Cam asta este pentru acest video. Sper că v-a fost util. Sper că v-a plăcut. La revedere!